Poeții de Miron Radu Paraschivescu. Voi, oamenilor care trăiți, care faceți case, lucruri, copii, care munciți, vă tocmiți, vă certați, iubiți, urâți, cântați, vindeți, cumpărați. Voi, oamenii adevărați, care faceți lumea și pentru care ea a și fost anume făcută. Voi și când muriți sunteți egal cu voi. Vă zidiți mormintele care vi se potrivesc, pe măsura trupului, a vieții, a faptelor voastre. Voi nu riscați să muriți la întâmplare. Înecați, căzuți în șanțuri, în râpi, zdrobiți, nebuni, alcoolizați, paralitici, schilozi, o moarte fără trup întreg, ca o negație până și a morții însăși. Voi faceți totul de la un capăt la altul, întreg, robust și deplin, ca pasiunile, ca simțurile, ca gusturile voastre, întregi care nu cunosc jumătăți de măsură. Voi, oamenilor care trăiți adevărat, voi nici n-aveți timp să știți că trăiți și sunteți morți de tot când muriți. Vă simțiți bine în mormântul vostru dinainte pregătit, fiindcă totul s-a împlinit după cum ați prevăzut. Dar sunt și alții care nu trăiesc din faptele vieții, așa cum umbra nu trăiește din ea însăși, ci din lumina și consistența lor. Ei sunt într-adevăr doar umbra, prelungirea și ecoul faptelor voastre. Aceștia sunt poeții. Ei n-au nimic. Ei sunt, fiindcă voi sunteți. Nu întotdeauna în urma voastră, ci deseori înainte, ca să vă prevestească, așa cum umbre lungi în răsărit și amurg, merg înaintea pașilor noștri. Ei sunt tăcerea care creează sunetele, mișcarea prin care durata se măsoară. Ei sunt negația. Ei nu sunt. Ei încep să fie. Doar de acolo de unde lucrurile încep să sfârșească. De aceea moartea nu există pentru ei. Cum nu e întunericul pentru umbră. Ei mor de obicei fără morminte dinainte pregătite. Și în neființa morții nici nu sunt, decât protestul florii de pe un mormânt.